Stăm de vorbă astăzi cu domnul Dan Banacu, reprezentantul pentru România al companiei Holz Industrie Schweighofer. Bună ziua. Și aș vrea să începem discuția de astăzi, pornind cumva de la moment zero al acelui scandal despre care știm cu toții, care s-a declanșat cumva în aprilie al acestui an, momentul în care au apărut acele înregistrări video, în care unii dintre angajații companiei noastre apar în acele filmări și despre care s-au făcut tot felul de afirmații. Aș vrea să-mi spuneți de atunci și până acum ce ați întreprins în condițiile în care ați anunțat că veți face o investigație internă în companie și ce măsuri s-au luat împotriva acelor persoane. Am luat foarte în serios aceste acuzații și lucrurile care s-au spus în materialul respectiv și am avut o proprie investigație care a decurs, care s-a întins pe o perioadă de timp. Am comparat declarațiile colegilor noștri cu imaginile care ne-au fost puse la dispoziție. Din păcate, nu am avut la dispoziție o copie a întregului material, așadar sunt aspecte pe care nu le putem verifica. Din declarațiile colegilor noștri, afirmațiile și rezultatul acelor imagini care se asociază mai mult cu ilegal, nu sunt fundamentate. În consecință, totuși, pentru că au existat niște consecințe, unul dintre angajații noștri a fost suspendat și ulterior și-a prezentat demisia pentru afirmații care au depășit cadrul discuțiilor pe care putea să le poartă în conformitate cu regulamentul de ordine interioară al companiei. Pentru cel de-al doilea angajat, au rămas neavând acuzații pe care să le putem formula sau pe care să le putem justifica până la capăt, el a rămas în continuare în funcție și lucrează în cadrul companiei. Vreau să adaug că nu neapărat ca urmare a acestor investigații interne, s-au revizuit însă toate procedurile de achiziție și toate modalitatea de selecție a furnizorilor, modalitățile pe care le. Felul în care furnizorii noștri sunt evaluați, dialogurile, discuțiile, modul în care procesul de achiziție și, în mod special, de cunoașterea noilor furnizori este aplicat. Spuneți la un moment dat că ați făcut acea investigație pe baza unor filmări, dar numai pe baza acelor filmări difuzate efectiv. Nu ați avut, nu, cei care au dat acea filmare nu v-au pus la dispoziție brutul sau varianta mai. Nu. Imaginile au fost filmate cu mai mult de 8 luni de zile înainte de difuzarea lor, o parte dintre ele. Am solicitat să ni se pună la dispoziție întregul material și nu l-am primit. Pe baza imaginilor pe care le-am primit și pe baza declarațiilor colegilor noștri, am tras aceste concluzii. V-am spus, am făcut cu foarte multă seriozitate acest lucru. Însuși, președintele companiei, domnul Schweighofer, a luat o poziție și și-a exprimat un punct de vedere prin care confirmă încă o dată bunele practici ale companiei și dorința noastră și intenția noastră de a ne menține la cele mai înalte Deci, standarde. efectiv, cu subiect și predicat, trebuie să spuneți de fapt că acel cuvânt care tot a fost speculat prin presă, șpagă sau drept bonificație sau exact cum se discuta, nu a existat, nu? Nu doar că nu există. Bonificațiile despre care sunt amintite în materialul respectiv sunt publicate pe site-ul oficial al companiei. Avem un sistem de bonusuri care se aplică, este un sistem comercial de premiere a performanței. Interpretarea premierii performanței și asocierea acestui sistem de bonus cu a premia lemnul ilegal este o pură speculație care nu are nicio legătură cu practicile companiei. În toată practica noastră și în toată practica mondială, un furnizor care își îndeplinește toate obiectivele contractuale pe care te poți bizui, care face toate eforturile ca promisiunea lui contractuală să se îndeplinească, poate fi premiat în această relație contractuală. Și despre acest lucru vorbim. Și să vă dau un exemplu. Exploatarea lemnului în pădure este un proces dificil, care depinde de foarte mulți factori. Depinde de condiții meteo, depinde de starea drumurilor, depinde de utilaje, depinde de oameni.
o mai bună organizare a locului de muncă, o mai bună întreținere a utilajelor, modalitățile prin care un furnizor de lemn poate să-și îndeplinească contractul, sunt diferite. Se poate întâmpla ca la sfârșitul lunii, deși s-a discutat o anumită cantitate, cantitatea livrată să fie 70%, în anumite, din motive obiective. Printr-o mai bună organizare, cantitatea livrată poate fi 90% sau 100% din ceea ce s-a promis prin contract. Când spui 100%, înseamnă 100% din ceea ce s-a discutat în contract pe baza documentelor legale, cu toate condițiile prevăzute de lege. Dar acest lucru înseamnă performanță și bonus. Este o premiere a performanței și a calității pe care furnizorii noștri o au în serviciile pe care le prestează către noi sau în modalitatea în care își onorează contractele. În tot acest scandal care a răbufnit atunci și până acum, ați fost contactat sau ați vorbit cu autoritățile, Ministerul Mediului, pe această temă și ce părere aveți despre inițiativa autorităților de a declanșa la rândul lor o fel de anchetă pe această temă? Au fost și controle, din câte știu. După cum știți, la sfârșitul lunii aprilie, în urma declarațiilor apărute și prezentărilor apărute în presă, Ministerul Mediului a declanșat ample controle, și am spus ample controle, la fabricile noastre de la Sebeș și de la Rădăuți. Verificările au durat luni de zile, moment în care noi am pus la dispoziție toate documentele și toate informațiile pe care le avem despre achizițiile pe care le facem. Rezultatul acestui control nu ne-a fost comunicat în mod oficial. Am făcut o solicitare în acest sens la mijlocul lunii august. Am primit un răspuns în care ni s-a spus că rezultatele nu ne pot fi comunicate în acest moment, deoarece în procesul de control care a vizat filiala noastră de la Sebeș și Rădăuți, fabricile de Chelestea, și a furnizorilor noștri, s-au constatat nereguli care urmează să fie investigate de diverse organe de anchetă. Suntem vizați în acest control, suntem parte din acest control, dar rezultatele acestui control și concluziile nu ne-au fost comunicate, nu le știm, mi-ar fi greu să fac o afirmație despre acest lucru. Cum comentați noastră raportul Agenției de Investigații de Mediu Internaționale, cel în care s-a pronunțat de altfel cu subiect și predicat numele Holzindustrie Schweighofer. Cred că știți despre ce este vorba, mai ales că a fost publicat în cursul acestui an și după, din câte știu, după aprilie. S-au făcut foarte multe afirmații despre noi, dar trebuie să vă spun că este vorba despre o investiție de 800 de milioane. Grupul Schweighofer a investit în România aproape 800 de milioane de euro în decurs de 12 ani de existență. O asemenea investiție este întotdeauna fundamentată din toate punctele de vedere, atât tehnic, cât și din punct de vedere al pieței de desfacere, dar foarte important din punct de vedere al materiei prime disponibile. Când se apreciază oportunitatea unei asemenea investiții sau unui se stabilește cu claritate materia primă pe care disponibilă și care este disponibilă în mod legal, cert. Nu se poate vorbi despre o investiție care, de asemenea, învergură, care are la bază nici măcar un singur metru cub de materie primă, de lemn în cazul nostru, de provenință ilegală. Planurile pentru asemenea investiții sunt verificate de către auditori, de către investitori, de către bănci, de către autorități. Modul în care facem. Și atunci, a spune că o asemenea afacere se bazează pe materie primă aprovizionată ilegal sau cu proveniență ilegală este în afara obiectivelor noastre. Mai mult decât atât, e vorba despre proveniența legală a lemnului este unul dintre lucrurile cele mai importante pentru existența companiei noastre. Vorbim despre 800 de milioane de euro. Este o investiție care nu se amortizează în 2 ani, se amortizează în 10 ani, în 15 ani, în 25 de ani. Pentru noi, existența materiei prime, corect gestionată, este un element esențial, pentru că această afacere trebuie să existe timp de 25 de ani, astfel încât pădurea să existe, să-și poată oferi avantajul economic pentru țară și, în final,
să poată, materia, această materie primă să poată fi prelucrată în mod optim și cu avantaje pentru societate și pentru... Practic, dumneavoastră îmi spuneți efectiv că ceea ce scrie în acel raport nu prea are o bază. Se pot spune foarte multe lucruri când privești un anumit unghi. Eu vreau să vă spun partea cealaltă a lucrurilor. Aceste lucruri spuse în media de o anumită agenție de neguvernamentală au fost trimise ca informări către diverse organisme de certificare. Și am să revin imediat ce înseamnă aceste organisme de certificare. Organismele de certificare sesizate au verificat încă o dată dacă lanțul nostru de achiziție corespunde standardelor internaționale pe care noi le-am adoptat și pe care noi le afișăm. În urma reverificărilor pe care le-au făcut, aceste organisme de certificare au confirmat și ne-au reconfirmat certificatele pe care le avem. Pentru că, în cazul industriei noastre, se pot verifica cifrele. Cifre, documente, fapte, procesul tehnologic. Faptele și lucrurile care se spun, despre care aceste organizații, unele dintre organizații vorbesc, sunt nedemonstrabile. Noi punem în fața celor care sunt interesați să verifice aceste lucruri cifrele și faptele și lucrurile pe care le facem. În consecință, organismele de control și corpurile de certificare iau în considerare cifrele și faptele demonstrate, înregistrate și care sunt în conformitate cu legea. Despre restul speculațiilor, nu aș dori să vorbesc în momentul acesta, pentru că este în afara... Foarte interesant, știu dacă dumneavoastră compania, după apariția acestor informații, să spun, și rapoarte, inclusiv al celor de la Greenpeace, care spuneau cam același lucru, ați avut vreo întâlnire, nu știu, ați discutat cu reprezentanții celor care afirmă aceste lucruri? Frontul nostru, paradoxal, este comun. Și noi și aceste organizații, în fapt, doresc eliminarea tăierilor ilegale. Nu facem decât să încercăm să punem la dispoziția tuturor celor interesați toate elementele de care au nevoie ca să reconstituie situația reală a industriei lemnului în România. Fiind unul dintre jucătorii importanți de pe piața lemnului, avem foarte multe date și informații care pot fi folosite și pe care noi, transparent, le putem pune la dispoziția celor care doresc cu adevărat să vadă ce se întâmplă în industrie și care, dacă doresc, pot să facă estimări ulterioare în afara industriei pe care noi o putem controla. Vreau să vă spun că dorința noastră sinceră este de a coopera cu oricare dintre aceste organizații non-profit în scopul eliminării oricăror fenomene ilegale din acest sector. Preocuparea pentru asigurarea legalității lemnului este nu doar o obligație legală după apariția normelor europene de punere în valoare a masei lemnoase pe piața europeană. Este și un lucru pe care îl facem voluntar, supunându-ne unor certificări internaționale, vorbesc despre FSC și despre PFC, lucru care înseamnă că practic ne-am luat toate măsurile ca să verificăm ca tot traseul lemnului care vine din zona de exploatare până la poarta fabricii să fie verificat. Noi trebuie să și putem să demonstrăm trasabilitatea pentru fiecare element de lemn care iese de pe poarta fabricii până la locul de originea lemnului. Aceste certificări FSC și PFC demonstrează că procedurile pe care le aplicăm, evidențele pe care le ținem, modul în care înregistrăm materia primă, respectă normele internaționale și că ne asigură această posibilitate, trasabilitatea lemnului până la urmă. Mai mult, că lemnul este transportat în condițiile prevăzute de lege, că documentația pe care o avem este făcută în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, că personalul care lucrează este calificat și îndeplinește toate cerințele, că respectăm condițiile de mediu. Sunt foarte multe lucruri care sunt incluse în acest lanț de certificare. Deci avem sistemul de due diligence impus de legislația europeană, cele două certificări
și auditurile aferente celor două certificări care au confirmat și reconfirmat în acest an validitatea certificatelor noastre și a procedurilor pe care le avem în plus și mai mult un set întreg de reguli și de proceduri interne care ne permit selecționarea furnizorilor, acceptarea sau rejectarea unora dintre ei. Avem peste 40 de companii pe care le-am refuzat, cu care nu colaborăm, pentru că nu îndeplinesc toate condițiile pe care noi le-am cerut. Fie vorba, fie că n-au putut să ne prezinte documentele pe care le-am solicitat sau n-au vrut, fie pentru că au existat suspiciuni generate de activități pe care dânșii le desfășoară în alte părți și care ne duc în zona de, într-o zonă gri de nesiguranță în care preferăm să nu lucrăm. Apropo de legislație, spuneați că faceți oricum toate demersurile ca să respectați această legislație pe care o are România și nu există altă cale. La un moment dat n-ați fost de acord sau ați contestat reușit în momentul respectiv acea prevedere din Codul Silvic. Știu că la Codul Silvic era o prevedere aceea cu 30%. Noi ne-am exprimat un punct de vedere în momentul în care legea a fost în dezbatere publică și ne-am exprimat în scris argumentele pentru care consideram că această prevedere ar trebui schimbată. De ce ar fi trebuit schimbată? Pentru că în momentul în care investești și îți construiești o industrie, ai un anumit sistem și un mediu pe care te bizui și care este dat la momentul la care ai făcut proiectele, la care investiția ta a pornit. În momentul în care în legislație se schimbă fundamental elemente care duc la schimbarea mediului de afaceri pe care ți l-ai imaginat, acest lucru poate să aibă un impact asupra gândirii inițiale, așa cum vă spuneam și la început. Când fundamentezi o investiție de 800 de milioane de euro, trebuie să te bizui pe materie primă, trebuie să te bizui pe piața de desfacere, trebuie să te bizui pe niște resurse legale. Evident că în momentul în care acest mediu de afaceri se schimbă prin niște prevederi, prin niște norme ale legislației, lucrurile pot să ducă la schimbări majore ale planului de afaceri. Nu știm încă ce impact va avea asupra noastră, asupra activității noastre această prevedere, pentru că legislația subsecventă nu este încă definitivată, mai sunt încă niște lucruri care trebuie să apară. Așteptăm, vom vedea în momentul în care aceste lucruri se vor întâmpla, vom vedea ce impact vor avea ele asupra noastră și care. Dar acesta este motivul pentru care faci. Predictibilitatea este unul dintre elementele esențiale în dezvoltarea unei investiții, în momentul în care începi să faci o investiție. Trebuie să știi pe ce te bizui. Este lucru de care avem nevoie. Fabrica de la Reci are autorizație? Vă întreb pentru că au fost, în urmă cu ceva timp, au fost discuții pe această temă și chiar puse pe tapet destul de și contestate chiar. Fabrica de la Reci este o investiție de aproape 180 de milioane de euro. Este o mare construcție care se întinde pe aproape 70 de hectare. Deci are o dimensiune mare și primul lucru pe care îl faci în momentul în care începi o asemenea investiție, te asiguri că în cadrul legal poți să-ți obții autorizațiile de construcție. Nimeni n-ar putea să construiască în România, nu vorbesc de lucruri ascunse, doar minte o asemenea construcție, fără să aibă toate permisele și toate autorizațiile necesare. E vorba de foarte multe autorități care controlează execuția, este vorba de transporturi care se fac în această zonă, este vorba de un întreg angrenaj al societății care trebuie să-l asiguri în primul rând de legalitatea operațiunilor și care se asigură la rândul lui că aceste operațiuni sunt duse corect. În momentul punerii în funcțiune, bineînțeles că a existat și autorizație de construcție și autorizație de mediu și toate celelalte autorizații legate și studii de impact și studii care... Pe de altă parte, fiind vorba de o investiție mare, evident că lucrările s-au desfășurat în etape, sunt lucruri care este o întreagă desfășurare de forțe și de activități în acest proiect și în acest context, evident că societatea civilă, organizații neguvernamentale sau diverse persoane interesate pot să conteste o etapă sau alta din acest proces. Contestarea nu înseamnă că lucrurile n-au fost făcute, că au fost făcute fără existența unor documente
prealabile care au permis începerea lucrărilor și dezvoltarea acestui proiect. Deci există autorizații? Există, cum să nu. Au apărut informații cum că, cred că chiar oficiale, că compania s-ar gândi să plece un pic din România. Compania are 3.000 de angajați. Avem 3.000 de oameni care lucrează, vin dimineața și pleacă după amiaza de la serviciu și care își desfășoară activitatea asta. Eu n-aș vrea să fac o asemenea afirmație. E vorba despre o afacere pe care vrem să o păstrăm în limitele legilor. Este vorba de o investiție care trebuie să funcționeze cum ne-am propus. Ne dorim să funcționeze în condițiile cele mai bune. Ne dorim ca oamenii pe care i-am angajat să-și păstreze locurile de muncă. În acest moment vorbim despre consolidarea acestei investițiilor care s-au finalizat în anul 2015. Vorbim despre îmbunătățirea performanței în fiecare dintre sectoare. Vorbim despre oameni. Deci vorbim despre oameni, vorbim despre investiții. Investițiile rămân valabile, deci pentru anii următori. Investițiile rămân și nu vă puteți, cu siguranță nu puteți să credeți că 800 de milioane de euro investite în clădiri, echipamente, utilaje, instalații, platforme, toate construcțiile fiind făcute de la zero, pot fi luate, mutate, duse, distruse sau abandonate. Ce ne dorim este doar ca modelul nostru de afacere să fie acceptat. Ne dorim ca să transmitem și să fim cât se poate de transparenți asupra operațiunilor pe care le facem. Vrem să asigurăm că tot ceea ce facem dorim să fie în conformitate cu legea română, dorim să fie în conformitate cu ceea ce înseamnă industrie modernă în anul 2015. Avem, cred, toate argumentele să ne susținem și angajații, să susținem și investiția. Știm că ce am făcut până acum a însemnat pregătirea unui personal calificat timp de 12 ani. Am ajuns la niște performanțe și când spun performanță, vorbesc despre performanțe tehnice, performanțe de utilizare a materiei prime, deosebite și recunoscute în întreaga lume. Industria noastră este apreciată de către oricare dintre vizitatorii din străinătate care vin și văd o industrie pusă la punct, cum rar o să găsiți în Europa și chiar în lume. Asta ne dă și convingerea și tăria că lucrurile pe care vi le spunem sunt adevărate și ele pot fi, și mai mult decât atât, vrem să facem cunoscut tuturor celor care vor să înțeleagă cum funcționează această industrie, modelul nostru de dezvoltare. Cum am construit această afacere? Care sunt lucrurile? Ce facem în fiecare zi? De ce prelucrăm așa și nu facem altfel? De ce acest model, de fapt, este un model de dezvoltare al industriei pentru România? Și este vorba de 3.000 de angajați români, este vorba de personal de conducere din România, este vorba de fabrici construite de la zero în România, este vorba de o întreagă industrie orizontală construită în România în jurul acestor afaceri. N-aș vrea să închei înainte să vă întreb, să revin un pic la niște cifre pe care le dădeau organizațiile neguvernamentale și cei de la Greenpeace. Spuneau recent că 8,8 milioane de metri cubi de lemn sunt tăiați anual din România ilegal și că jumătate din această cantitate ar merge către holți industrii. E posibil așa ceva? Adică dacă ar fi prin, nu știu, teoretic, practic, ar fi posibil așa ceva? Sau să-mi explicați care este de fapt ideea? Să repet că în legătură cu Greenpeace ne dorim să îi susținem în eforturile lor și demersurile lor de a proteja pădurile, de a elimina fenomenul tăierilor ilegale. Referitor la cifre, pot să vă spun că acestea sunt niște cifre. Există niște cifre ulterioare, apărute printr-un inventar prezentat al pădurilor prezentat de specialiști, care spune cu totul și cu totul alte lucruri, la mare distanță și cu alte explicații. Nu dorim să fim nici în această parte ca să susținem una sau celelalte. Ceea ce spunem noi este că lemnul care ajunge în fabricile noastre trebuie să parcurgă toate aceste etape de verificare. Dar foarte important este să subliniem că din totalul lemnului tăiat în România,
Noi tăiem, noi prelucrăm 10%. 10% din lemnul exploatat în România ajunge și este achiziționat de către fabricile noastre de cherestea, procesat în produse cu valoare adăugată și revândut. A spune că 50% din lemnul din România este ilegal, cred că suferă niște nuanțe. Nu vreau să comentez acest procent, dar este, din punctul nostru de vedere, o cifră care, de fapt, ascunde multe alte lucruri pe care nu le putem comenta. Ceea ce vă asigur este că procesul nostru de achiziție se dorește a fi, este la ora actuală, credem noi, unul dintre cele mai bune din România. Suntem singurii care respectă două standarde de achiziție. Avem și PEF, suntem certificați și FSC și PFC. Mai mult vreau să spun că încercăm acum să punem la punct un sistem care să completeze radarul pădurilor, softul de stat. Când spun asta, înseamnă că vrem să punem la dispoziția celor interesați, dar și a organelor statului, traseul pe care vine lemnul, zona din care vine lemnul, acest lucru completează trasabilitatea lemnului. Este un proiect în care vom investi destul de mult ca să-l punem în funcțiune. Am început, l-am demarat. O prezentare oficială urmează să fie făcută în perioada următoare. Sperăm ca în câteva luni de zile sistemul să devină operațional. Iar dacă acest pilot devine, este un lucru bun și poate fi generalizat la nivelul industriei, vom pune la dispoziție toate datele oricărui persoană interesată. Subliniez însă, volumul pe care îl procesăm noi este mai puțin de 10% din masa lemnoasă pusă la dispoziție în România. Și mai mult decât atât, deși capacitatea noastră de producție este mai mare decât acest 10% pe care îl achiziționăm din România, 30% din ceea ce procesăm provine din import. Și suntem unul dintre cei mai mari importatori de lemn în România. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!